Fotbaliștii slătineni s-au impus de o manieră categorică în meciul cu CS Mioveni, contând pentru etapa a 14 -a din Liga Secundă. CSM Slatina a întâlnit pe teren juniorii echipei Argeșene, după ce titularii au refuzat să joace din cauza problemelor financiare. Jucătorii oaspeți au deschis scorul pe tabela din marcaj în primul minut de joc, prin golul înscris de capitanul echipei slătinene, Cătălin Doman, revenit după excluderea din lot. A urmat o adevărată ploaie de goluri. Pentru echipa slătineană au mai înscris în prima repriză Toma în minutul 11 și Caiondo în minutele 16 și 36. La revenirea de la vestiare, fotbaliștii sletineni au reluat tirul la poarta gazdelor. În minutul 50, Doman a reușit să înscrie al cincilea gol pentru CSM Slatina. A urmat Burnea în minutul 52 și apoi Trică în minutul 72. Pe fondul unei neatenții în apărare, jucătorii de la Mioveni reușesc să înscrie și ei în minutul 75 prin Nicolae Zamura. Scorul final a fost stabilit de Trică un minut mai târziu. La finalul timpului regulamentar, tabela de marcaj indica victoria echipei de la Slatina cu 8 la 1. Noul antrenor al grupării slătinene, Claudiu Niculescu, a stat la meciul de la Mioveni în tribună, echipa fiind condusă de la marginea terenului de către Cristian Stănculeț. În urma acestei victorii de la Mioveni, CSM Slatina acumulează 19 puncte și urcă pe locul 12 în clasamentul Ligii Secunde, în timp ce echipa argeșană rămâne pe penultimul loc. În următoarea etapă, echipa slătineană va întâlni pe teren propriu Corvinul Hunedoara. În acest meci va debuta pe banca tehnică echipei slătinene și și Claudiu Niculescu.